Primarul comunei Remetea Mare, Ilie Golubov, a trecut la PNL. Asta după ce mai mulți edili din Timiș au făcut același pas în ultima perioadă. Primarul din Remetea Mare și echipa sa s-au alăturat PNL Timiș pentru alegerile locale din acest an. PNL Timiș construiește o echipă de profesioniști, persoane recunoscute public pentru calitățile lor în administrație sau în mediul privat. Deciziile de întregire a echipei au fost și vor rămâne în limitele decenței, fără spectacole mediatice din rațiuni de bun simț în politică. Venirea primarului Ilie Golubov în PNL este un eveniment important în viața partidului nostru, mărirea echipei cu oameni de valoare fiind esențială. Nu vreau însă să transform un astfel de moment într-o hrănire a orgolului politic. Ilie Golubov nu este primul primar care decide să se alăture PNL Timiș. Sunt alături de noi primarul comunei Germata Claudiu Mihălceanu, primarul comunei Săcălaz Nicu Viorel și primarul comunei Otelec Siria Fechete, iar în următoarea perioadă vor mai veni și alți primari și viceprimari mari de la alte partide, aleși locali cu care ne aflăm în discuții. Pentru noi este important să creștem echipa și să aducem în fața alegătorilor candidați buni, competitivi, care să poată administra eficient resursele comunităților lor. Suntem pe un drum bun și echipa noastră este tot mai solidă. În același timp, îi asigur pe toți cei interesați că mi-ar părea rău dacă unii dintre actualii membrii ai echipei ar pleca tentați de diverse promisiuni. Ar fi decizia lor și aș respecta-o, nu pot însă să fiu de acord cu șantajul și cu amenințările. Știu că sunt câțiva primari PNL din Timiș care au fost constrânși să semneze adeziuni în alb la un alt partid, în ideea că aceste hârtii vor fi scoase în momentul în care primarii PNL nu răspund la comenzile persoanei care au orchestrat acest plan golănesc. Am discutat situația cu colegii mei din Comis Comisia Juridică a PNL Timiș și concluzia este că avem de a face cu o practică periculoasă aflată la limita legalității pentru cei care amenință. În schimb, cei care au căzut în capcana acestui joc vor fi apărați de un avocat, iar noi, echipa PNL, rămânem alături de ei, transmite președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica.